trebui să plecați deja și voi. Păi dar cum? Unde? Vrem și niște plicuri. De data asta, indiciile le veți găsi singuri. Oh, super. Pe această plajă. Nu știu ce simt alții, a mie îmi vine să-mi bag picioarele în ce trebuie să fac. Pentru că precis e ceva greu și e cald afară și transpir și iarăși cine știe ce mai trebuie să facem și plecăm deja frânți. Am însemnat locurile unde sunt indiciile. De milă. Cu stegulețe roșii. A noastră e pe partea cealaltă. Nu, 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 să mergem. Foarte pregătit sunt să scormonesc în nisip. Da, abia așteptam. Vă arăt ce trebuie să găsiți. Asta, așa ceva. E cam mare? E cam mare, dar e îngropată în nisip. Și înăuntru veți găsi plicul. Ok. Cu indiciul. Super! Da? Așa că, dragilor, pe locuri, fiți gata, start! Succes! Ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta! De la o parte, vai de mine! Unghiile mele! Mamă, ce... La ce nisipul ud, la nebunie, ești nebunie. E nisipul ăsta, negru. Măcar facem scrub, știi? O substanță de o textură fantastică, transpirație combinată cu nisip, e ceva mișto pentru piele, un fel de scrub care ți-a cu tot cu primul strat de piele când îl speli. Și păr și tot ce da, tot, frumos. Aici? Ce asta? Hai, Carmen! Mi-am dat de ce facem. Ce bine l-a ascuns, Gina. Mamă, dar cât o băgat, ești nebun la cap. Dăm de copaci, dar nu dăm de comor. Dăm de copaci, dar nu dăm de comor. Uite, ciop. Asta îmi trebuia în genunchi. Hai, dacă... Ceva. Nu, e totul. Zici? Da. Dă-i până lateral, că cred că săpau ăștia de nebun, că m-am mai ars eu odată. Nu, mi-am urțit mâinile, mătii. Da, vezi să nu cadă înapoi nisipul. To the immunity. Pe aici. To the immunity. Pe mine cel mai mult la imunitate mă bucură faptul că avem șansa să mai rămânem încă un stage în competiție. Știi ce n-am mai făcut de foarte mult timp și mi-aș dori? Să dorm după amiază, la răcoare. De fapt, nu, să dorm când vreau eu să dorm. Gen, acum mi-e somn. Ce zic? Foarte fericită am fost. Cea mai fericită. Eu nu am fost fericit. De ce nu eram fericit? Că nu eram, adică eram fericit. Cum poți să zici? Eram fericit. Eram fericit că nu mai caut cazare, dar în același timp era un sentiment aiure aici, nebun. Cu oamenii ați mers să chinui. Puteam fi noi în locul lor. Tu, Florida Blanca! Please, can you help us? Tu, Manila, o dacă stai acolo. Thank you, sir. Ok. Thank you. Într-o final am reușit să oprim o mașină. Băi, și când am văzut-o pe Ada, că era plină de nisip pe mâini și pe picioare și pe ea... Scutrete-o cu un pic pe mâini. Nu am ce să... Pe nu poate. Se dă jos, nu se dă, am încercat. Asta e, stau în portbagaj, dacă e. A, mă zgârie! Persoanele care stăteau în spate erau descălțate. Și eu am zis, frate, ăștia s-au descălțat în mașină ca să păstreze curat. Și am venit eu plină de nisip din cap până în picioare să le fac la ăștia mașina varză. Revenim pe drumul comorilor, alături de echipele noastre de căutători, ce au găsit toate indiciile ascunse în nisip. Deci, să pornim spre o nouă misiune. Hello. We're shooting a reality TV show. We are singers from Europe, pretty famous there. And we try to get in this play, Florida Blanca. Can you take us, please? Și a făcut gura mare, a, și am zis atunci, închide gura că ți intră musca. Și a zis că o să ne ducă hăt departe. De fapt, era un domn polițist. Avem priză la polițiști. Da. We are in a big hurry. This is the competition. It's very hard. And we try to win, but right now, we're the last teams. We have no phones, we have no money, we have no GPS, we have no food, we have no place to sleep every night. Oh my God, that's even? Yeah, that's the show. So, and then the object is to get around with no money on the... Yeah, with exactly. No money and... The goodwill of others, huh? Yeah. Well, look at that. L-am dat pe drum, ne zice, bă, băieți. I'll tell you what, gentlemen, I will help you out. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Hai să ne oprim aici, că vin
Hai să ne ducem încolo, că vin fetele înaintea noastră, încolo, da? Hai aici. În stradă, când am ajuns, nu aveam deloc niște fețe potrivite pentru a cuceri pe cineva și pentru a face pe cineva să oprească mașina. Nu-ți doreai să ai chestiile alea tine în mașină? Acele făpturi murdare, disperate, transpirate, Maria Buză și Lia Bugnar, deghizate în șnițele. Help us, please, help us, help us. Wait a second, please. Și când am văzut că pe strada noastră au apărut și fetele... Ai arriba. Superb, încolo. Ne-am dat seama că șansele noastre au scăzut un picuț. Fac eu sap, fac eu sap. Hai, mă, uite câtă mașină, uite câtă mașină. Nu numai că n-au oprit în dreptul nostru, cred că s-au și uitat urât, ne-au și murmurat ceva din buze. Hai, bagă-te acolo, Răzvan, bagă-te lângă doamna, Răzvan. Oh. Intră tu lângă doamna, zic că miroși mai frumos, să nu facem dracu de c***a, vin și noi oamenii ăștia în mașină, zic, și nu-i frumos, știi, și cu două țepi după noi. Râdeau. Mașina formată dintr-un soț docil, așa, și o soție foarte... vocal, așa. Our destination is only Angeles. We're going to Clark. Okay. Yes. But Capacines is very... It's very near? Yes. You heard that, sir? It's very near. You need to convince my wife because everything she says... Well, I just follow, you know? It's the same story in my house. No, so, happy wife, happy life. Exactly. If she says go to Capas, we go to Capas. So? And if she says go to Romania, we will go to Romania. E74, am găsit Radu, gata. Hai. Și acum hai să tăiem. Hai încoa, hai să luăm din G19, dintr-o dată. G19, vină încoace. O dată. Da? O dată. Și ne mai trebuie? Încă una la fel. Una de altă culoare? Nu, încă o ceavă la fel. Ok. Da. Mai zi o dată, G19. Da, da. Uite, G19, ia. Hai! Ok. Hai, ce trebuie să facem cu asta? După ce am primit ok-ul de la judecător, însemna că putem merge mai departe. Iar pe mission board scria... Că Gina își dorește ca... Să ajungem la ea cu acest angrenaj. Trebuie să transportați cu voi acest angrenaj. Și angrenajul trebuie să-l luăm cu noi, scria, da? Din nou ne facem noi niște calcule așa... Bontea și Fodor au plecat primii, nu știu cum dracu au plecat primii. Am fi a doua echipă care pleacă. Dacă găsim mașina în fața lui Abagiu, ar putea să ne descurcăm să ajungem dintre primii doi la joc. Sper că la fel de greu le-a fost și celorlalți în mașină. Nu cred. Nu cred că mai ajungem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Chiar a fost o zi proastă, asta e adevărul. Foarte proastă, da, așa e. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. You've been very kind with us. Thank you. Ne dăm jos cu tot cu... Eram conștienți că nu va fi un drum dintr-o singură bucată și că urmează la un moment dat să schimbăm. Municipality hall! Go back! M-a luat panica ca lumea la un moment dat pentru că am văzut că treceau minutele și am zis, bă, dacă trece vreo... În timp ce ne încurcăm noi pe aici și ne oprim să întrebăm dacă trece o altă echipă și o să ajungem pe locul 3, eu o să nebunesc. Santa Lucia already. No, I think we have to turn back. Noi am ajuns acolo unde trebuie, dar am ajuns în orașul în copșa mică. Municipality Hall, Cristo Rei! Și nu vedeam niciun steag. Și împreună, da? Hai, împreună! Eram... leșinați. Știți care era marele avantaj aici? Că făceați o bucurie unor oameni necăjiți. Deci suntem locul 4. Așa că cine semnează? Ada, semnează. Hai, deschide tu, Ada, și semnează. Este 16:20. Stai că am zis că leșim! Stai că am zis că o să leșim! Trebuie să leșim! Mamă, ce-am trăit până aici, nu pot să cred! Mai pot! Bă, frate, ăsta nu avea GPS, ne-a dus într-o parte, am întors înapoi, du-te în stânga, am trecut până în capul celălalt al orașului, du-te înapoi. Nu mai înțelegeam nimic, mă jur pe mama, nu mai pot de emoții, de stare. Și ai zis... Bravo. Scuze că-s transpirat. Zic că ești transpirat, nu că ți-ai băgat... Pot? O jumătate de oră, Deci nu pot să cred.
Drumul celor două echipe continuă cu o misiune de suflet către satele triburilor din munți. Pentru ceilalți, cursa se oprește aici. Ne vadă că suntem. Aha, hai lângă ghiozdan. Da. Hei, simpaticii mei, cursa se oprește acum. Mergeți și căutați un loc unde să noptați și faceți rost de ceva de mâncare ca să vă recăpătați forțele. Apup! La revedere! Clar era un trib. Mult mai închiși la culoare, părul era foarte creț. African. Și se scărpinau, aveau un fel de dans al maimuței, se scărpinau cu exact. Maimuțele, bravo, se bătau peste c***a, la un moment dat bubuiau cu călcâiele, deci dădeau cu călcâiele în pământul ăla de acolo, de a, eu n-aș face și ceva, că îmi rup glăznuța, știi? Nu face o glăznuța! Unde joacă moldovenii? Acolo, pământul jemii! Bă, mi-a rupt genul că și dansul exact genul ăla de dans de trib, știi? De, nu știu, cer ploaie, cer foc, cer ce vrei tu, știi? Sunt bă la fel, mă, sunt cum sunt. Ia că... Bă, cum se simt cală. E? Mă simt cală, e? E, știi? Copiii sunt frumoși și sunt, adică simți chestia aia, știi, nevinovăția, adică oamenii, cum să spun eu, copiii aia, nu știu dacă știu, altă viață. Și oamenii din sat de acolo, parcă sunt dintr-un alt film. Oh, ce crezi de... Eu m-am emoționat foarte tare, sincer, mi-a venit să plâng când am ajuns acolo. Unul la mână, că am văzut atât de mulți copii și mi-e dor de Alex. Și de fiecare dată când văd copii, mă emoționez și mai ales că am văzut cum erau acei copii. Mergem să cauți tu. Hai să mergem să cauți aici. Maria, deci ok, hai să cauți. Nu, mi-a dat și mie lacrimi, la tot poftim. Hai să mergem să cauți tu. Mergem să cauți tu. Nu mai căutăm, dar... Dar ce? Simt nevoia să plâng, plâng. Foarte bine, plâng și mai bine. Mie mi se pare un moment de baftă, de loc de plâns. Ok, da. Fiecare reacționează felul lui. Nu știu de ce. Da, mi s-a părut așa că am fi părăsite rău de tot, că oricum e foarte greu aici așa să fii între străini, în casele lor, dar să fii într-o casă străină și fără oameni, mi se părea și mai greu. Sorry, you are very good hearted, but we have to... Dar nu zic că nu vreau să stau, da, că mi-au venit... Tu când plângi, eu îți zic ție ceva, că am... Ok, ai zis că nu vreau să dăm pe jos. Am zis că nu vreau, dar dacă asta este cel mai bun loc, să dormim. You're wonderful. Thank you. Ești rău acum, nu? Mai, hai să mergem. Hai. Pur și simplu mă simțeam abandonată și că de acolo eu mă trezesc dimineața și nu mai sunt unde vreau să fiu. Nu știu cum. Unde vreau să fiu, de fapt, acasă cu ei mei. Pur și simplu mi-a venit să plâng și faptul că mi-a venit să plâng a deranjat-o. Ok. Sorry. Mă simțeam ca în casa mea, golită de tot și toate. Nu știu. Nu-mi plac casele așa. Eu nici măcar la imunitate nu pot fi mulțumit de cazare, deoarece m-am trezit din oră în oră să opresc, să pornesc aerul condiționat. Pentru că dacă lăsam prea mult, era zgribulită. Dacă îl opream, aoleu ce mi-e cald, că așa mi-a făcut în fiecare seară. Deci te aud cum te plângi în interiorul tău. Deci pe lângă toată treaba asta, că eu nu dor bine, că mă plâng, că foaie verde, WC-ul era stricat și a trebuit să schimb camera, bă. Bă, tu realizezi cât așoșoi eu am pe mini. Uite așa stă. Și n-ai înțeles cum am predat camera. Că WC-ul era plin ochi. Here we are.
Am văzut la un nene pe stradă pepene. Avea pepene în mână. Deci la micul dejun nu mi-era foame, dar... Watermelon. Pepene roșu, care este preferatul meu. E fructul meu favorit, pepenele. Karma. E bun? Eu plec cu barca acum. Lasă-mă să plec cu barca. Hai! Să înceapă jocul în 3, 2, 1, start! Hai, răpare, hai, răpare. Așa, dreapta, dreapta, ia cu dreapta, ia cu dreapta, ia mai mult. Du-te-n dreapta. Aoleu, bine că n-am mâncat azi dimineața. Ia, ia, portal, ia cu dreapta, țin-o cum spun eu. Țin-o așa, țin-o așa. Țin-o așa, în dreapta, dreapta, în dreapta, dreapta. Ia stânga, 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 tot alt. Dreapta, dreapta, dreapta. Cealaltă dreapta, e bine, dreapta. Dreapta puțin, mai ia dreapta! Zgomotul de camion, fără geamuri, ca abia ne auzeam, trebuia să țip. Dă-i, dă-i, mai mult, mai mult! Dă-i, 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 hop, hop, oprește-te în dreapta! Dă-i, 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 dă-i așa, nu mici volanul, da? Este foarte ciudat să conduci legat la ochi. Puțin stânga, puțin stânga, mai mult un pic, mai mult un pic. Să-mi bag picioarele, du-te-n față! În față! Tu te-ai în față, iubire! Geam așa. Și când mă întreba, merge, mergem în față și am noi, iubire, stăm pe lângă, facem așa. Dreapta, 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 iubire, dreapta! Dreapta, dreapta! Ce-l făcea stânga? Dar nu știam cât dreapta, vrea să spui, ia mai mult dreapta. Mult, mult dreapta, mult dreapta! Mult dreapta, mult dreapta! Stânga, 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 stânga! Du-te drept, du-te drept! Se aude până aici cum primește Cătălin indicații. Dă-i, 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 trecem, trecem, încet, încet, țin așa, țin așa, e bine așa, e bine așa. Îmi zici că să mă opresc. Dă-i, 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 că spun eu când te oprești, dă-i, 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 mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, dă-i răzvan, dă-i răzvan. Stop, stop, stai pe loc, da? Da. Să scoat alea. Du-te drept, 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 du-te, 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 du-te. Da, du-te, du-te, du-te. Stop, 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 să dau, mă, duc să iau alea. Stai așa. Așteaptă-mă. I just call to say how much I care. Hai, mădă. I just call. Ai, de capul meu. Zara, la ce mă pricep eu să-ți fac noduri? Hai, Sorina, mâncați-ți gura. Gata, tata, stai așa ușor, hai să le iau încet acum. Hai. Să nu vă rupeți. Așa, bine, da? Da. Dă-i, dă-i, hai, dă-i în ea, dă-i în ea, arde-o, arde-o. Așa, așa. Dă-i, 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 total dreapta. Total. Ia total de volan până nu se mai mișcă. Gata. Dă-i, 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 dă-i. Bravo. Pistologule, că l-am pus. Trebuia să punem niște dopuri care să blocheze găurelele care rămâneau. Trebuia să o stup, să nu cumva să... Și dopurile erau de diferite mărimi. Fuți sus și dă drumul la apă, Răzvan. Că aleargă tu, dă drumul la apă, eu pun între timp dopurile. Du-te la apă, iubire, du-te la apă, iubire. Hai, dă drumul la apă, Răzvan. Dă-i drumul, Răzvan! Dă-i drumul! I-am dat! Au pornit robinetul cei din echipa. I-am dat drumul, pune-le repede! Ai dat tare, da? Ți-am zis că l-ai pus nasol, băi. Te-am lăsat pe tine. La alea era zona ta. Eram... N-ai pus dop. Stai, 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 ia mâna. Nu, aici... M-a alergat, a trebuit să mai pun un robinet de ăla, că era unul lipsă. Ai dat drumul la maxim la apă? Okay, okay. Da, cred că da. E ok? Da. Puneți găleata acolo, să vedeți. A, da, ai dat drumul la maxim da! La apă? Da! Ia, 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 bravo! Și n-am vrut decât să înrăcoresc creierul ăsta care este... E supra-ncins, este... Prea solicitat. E la limită de colaps. Bravo! Să nu vii la mine că te omor! Vă aștept pentru imunitate la Lucap Warhaf. Warhaf, orașul Alaminos. Alaminos, provincia Pangasinan. Atenție, atenție, ultimele două cupluri care ajung la mine vor participa la cursa pentru ultima șansă. Bă, noi chiar ne dorim imunitatea asta, deci nu mai vreau să-ți iei
că sunt ales pentru cursa pentru ultima șansă, știi? Destinația finală a cursei este în Alaminos. Acolo, prima echipă ajunsă va câștiga a doua imunitate a etapei. 120 de kilometri ne despart de locație, ceea ce, pentru echipe, se traduce într-un autostop anevoios, cu multe schimbări de mașini și marșuri libere pe marginea drumurilor din Filipine. Hai, tu primul, că am văzut că funcționează. Ți-ai dat ochelarii jos? Da. Hai, băiatul meu. Și deodată ne apare o mașină mare cu ban în spate, cum ne place nouă. Da, la el curat. Plină cu oameni. We need to go to Alaminos. Alaminos, yeah. Au spus că este foarte, foarte departe și că de aici cam nimeni nu merge în zona aia, pentru că este undeva... On the highway, you ride the bus. Pe bancheta din spate, între doi domni, era o doamnă, era șefa mașinii. Așa, bă, adică ea când a deschis pliscul, ca să zic așa, toată mașina tăcea. Maybe they send us home and we don't want to go home. Please, I like your country. Doamnă, doamnă. Știți. Deci, n-avem bani, n-avem telefon, nici nu știu când am mâncat. Credeți că ați putea să-l îmbârligați pe papagalul ăsta de bărbat al dumneavoastră? It's not the first time, we stay on the back. Great, so get to the back, get to the back. And then we'll drop you off in the highway. Ideea e că ne dă o alternativă și ne spune, bă, vă scoatem de aici și vă ducem undeva înspre autostradă. Haideți, fetelor! Ok. Succes! Nu e o șansă așa de mare să ajungem la imunitate, pentru că potențialul nostru de a ajunge târziu oriunde e unul... Rămâne valabil. E unul demn de admirat. Ada, Cătălin? Yes! Gata? Oh! Mi-am legat foarte bine ghiozdanul, mi l-am strâns foarte bine pe șolduri și aici să-mi stea foarte bine, să nu-l duc din coloană să mă rupă. Și am început să o luăm ușor, ușor, ușor. Hai să încercăm să ajungem în 20 de minute, încercăm? N-aveai cum să faci mai puțin decât dacă alergai. Era o căldură, nu puteai să respiri, pur și simplu. Adică nici măcar nu adia vântul un pic, la modul să-ți dea un pic de oxigen. Mario, Alex, pregătiți? La revedere, colegi! Noi considerăm că ne-am născut pregătiți. Pentru orice. Pentru orice, oricând, cu oricine. Am plecat în trombă. Hai, hai, hai! Elia și Maria încă făceau autostopul, le-am depășit, dar ele aveau șansa lor. Dacă nu ajung ăștia pe jos înaintea noastră, fraților... Am depășit și echipa Ada și Cătălin. Pare rău, iubire, ei sunt sportivi. Nu nimic adus. Eu n-am cum. Nu nimic, mă, tot acolo ajungem, asta e. Carmen, Alina, Maria. 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 Slash. Maria e pregătită. Succes. Mulțumim. Mulțumim. Nu am alergat pentru că eram efectiv ostenite, era extrem de cald afară efectiv nu mai puteam, da. Bawang at luya. Bawang at luya. Bawang at luya. Hello. Hello. Do you speak English? Do you speak English? Can you come? Do you guys know this song? Yes. Do you know? Dăm de un puști, puștiu cu zâmbetul pe buze. Părea că știe cântecul. Bahai, Kubo, Tait, Munti. Scrie așa cum auzi tu, da? Yeah. Cum înțelegi tu, Răzvan? Just a second. Și încep să ascult, să-mi cânte prima oară cântecelul și să-mi spună cuvintele. Sing, to, mas, atalong. Atenție, la atalong mi-au atras atenția. Nu e atalong. E Atalon? Cum? Atalon? Sibuias Kamatis. Hai, mă, Sibuias Atamani. Numai... Admani, ok. Era clar un cântec despre ceva, ceva important pentru ei. Că ăsta se învață cumva pe la școală de mici copii, adică un fel de imn al lor. Zic, bă, frate, trebuie să-l învățăm bine, că e groasă cu ăsta, știi? Linga. I put on a linga. This is the song? Yeah. This is the song, thank you! Thank you so much! Cântecelul e simplu, avem ureche muzicală amândoi, îl reținem repede, nicio problemă. Ne ducem înapoi în șosea să facem ce ne place mai mult. Să oprim mașina. Prima mașină care ne iese în cale, autobus. Can we go with you to Tarlac? We have no money! We have no money, sir! Okay, let's go! Okay, thank you! Cred că ne-a citit disperarea din priviri.
Și a oprit aproape înainte să-i facem noi seama. Nu era un autobuz de ăsta șmecher, cum am încercat să mă opresc? Era un șaf de ăsta, fără ferestre, bătea vântul prin el, aer condiționat natural. Stația, Radu, ce-am făcut stația? La mine stația, Alex. Ai zis că nu mai ții tu niciodată. Hai, hai, stai pe masă dacă nu. Da, da, mi-ai zis că mi-o dai mie, eu țin eu atunci. Ah, another team. No, 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 go, 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 go. A la minus? Go, 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 go. E altă echipă în auzit. Stop, 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 fără grijă. Duceți-vă, duceți-vă. Hai. Ai văzut, mă? L-ai văzut cum a făcut ăsta? Da, da, stați fără grijă, duceți-vă, duceți-vă. Please, competition, competition! Whose car is that? Whose car is that? Can you take us? I-am zis, da, please, hai, duceți-mi dacă au văzut puteți, și ei că nu putem opri mașina așa da. Ușor și că nu opreau mașinile pe acolo și că nu ne ia nimeni. Okay, okay, this is not okay! Mi s-a părut foarte tare să o întâlnim tocmai pe apă, pentru că era foarte entuziasmată de situația noastră. Eram așa, fai, ai, ai, cât entuziasm mai frate, mai mult decât noi. Noi trebuie să ne trezim la realitate când am văzut. Noi ne-am încărcat de la ea în momentul ăla. Bă, zici că ea câștiga imunitatea și că iau să stea la hotel. Bye, bye! Bye! Bye. Thank you! S-au urcat în mașină cu soțul, cu sora, cu nepoții, cu... Erau așa, câți doamne mai vine aici? La un moment dat a deschis portbagajul și a pus o bancă, efectiv, de asta de plastic. Și a zis, Dumnezeule, dar ăștia stau așa și se pun pe bancă în spate și... Where can we find to buy these vegetables? Where can we find? Public market. Where is public market? There. Okay. Oh, dar ce noroc am avut! Lângă piață ne-am oprit întâmplător. Calabasa. Okay, this which is calabasa this? Please give us a calabasa. We have to win. Voilà, coming pera. Only this. Și am făcut o revoluție în acea piață. Am implicat o grămadă de oameni în proces de traducere. Luia? Which is Luia? Sir, salamatko, pakiusa, pakiusa. Nici nu a mai clipit cineva că tot ce luam, luam cu japca gratis. Hai! Ne dăm jos, într-un fel de mahala, un oraș, dar cumva la marginea orașului. Primul loc în care ne-am oprit era un gen de restaurant urban. Ai, sari, sari! Tu, cioburile aduc noroc! Cioburile aduc noroc, ne place cu cioburi! Pentru noi, în momentul ăla, era foarte important să ne dăm seama care sunt legumele menționate în acest cântec. Deci, cumva, nu alergam după niște legume, ci alergam după acele legume. Și ca să le reperăm, a trebuit să trecem cumva prin cântec din nou cu ei. Yes, cibuias, onion, yes, cibuias, tomato, eggplant, tomato, onion. Okay, we need 10. Okay. 10 of each other. You have a bag? One of each other. One of each other. This is cibuias. Okay. Cibuias. Okay. Do you have a bag? Pune aici, dacă e ok. Nu punem acolo. Hai să ducem în pungă. Hello, big boss. Hello, big boss. We're making the biggest reality TV show. Where are you going? La minus. Da, nu ne-am gândit nicio secundă la echipa Fodor. Bontea și Maria Lia, în capul nostru chiar am crezut că i-am depășit. Pentru că ne-am mușcat extraordinar. Cât de norocoși să fie, adică noi astăzi, astăzi a fost norocoși. Maybe you saved us. Yes, you saved us. Maybe we'll win this stage. Și pe lângă factorul noroc, factorul uman a fost forțat la maxim, adică am dat tot ce era de dat din noi. Bă, bravo, bă, că te-ai prins de asta, de traducere. Bă, erau prea multe legume și dacă l-am spune că sunt foarte multe legume, ceva trebuia să fie acolo într-un fel sau altul, știi? Eu am zis că tot cântec m-a însemnat ceva, știi? Dai mă că mi-am să-l traduc. Nu m-a trecut prin cap. Asta era ideea, știi? Mamă, de sunt bap, eu nu vreau să ajung pe ultimele două locuri, că mă dau capul de ciment în mea. Am tras astăzi de dimineață, de-am mereu tragem de... degeaba. M-am săturat să lupt degeaba, nu avem niciun rezultat. Tot. A doua imunitate a etapei și ultima șansă sigură de a nu intra în cursa pentru ultima șansă de mâine. Simpaticii mei călători se întorc spre Alaminos, luptându-se cu misiuni și trafic pentru a fi primii. Dar asta nu este tot. Cel mai important în acest moment este să nu fie ultimii, pentru că știți deja, ultimele două echipe clasate intră garantat în cursa pentru ultima șansă. Este ultima șansă de câștig, ultima salvare sigură de la eliminare. Baftă, dragii mei! Thank you.
Bun, bun, bun. Hello. Hello, 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 sir. Ce faceți? Ai nevoie de ceva? Alina, ești ok? Da, mai aia. Ok. Oh, nu mai pot, m-a rupt mersul la pe jos, serios. Te cred. M-a rupt ziua de astăzi. Băi, a fost foarte greu astăzi. Mă doare ca, îmi bubuie capul, pur și simplu. A fost cea mai caldă zi pe care am întâlnit-o în Filipine. Până acum în Asia Express a fost cel mai greu. Nu știu, mi se pare cea mai grea imunitate de până acum. Dar trebuie să o și câștigați dacă vorbim despre imunitate. Asta e ceva, să-mi spui orice, numai că nu suntem pe doi. Stați așa, simpatice, nu vă grăbiți. Orice să-mi spui, dar numai că nu suntem pe doi, că ne vorbesc. Doar primii ajungi la mine câștigă imunitatea. Avem un cântecel pentru voi. Am aici judecătorii. Hey, avem judecătorii, da? Da. Lăsăm ăsta. Unul mic și unul mare. Da. Pregătiți? Da. Nu. Eu sunt vocea a doua. Împreună? Vă ascultăm. Mba, mba, hai cu bo, ca hit munti, amandu-i oi, ai sari, sari. Sin cana catalong, sigarilla sad mami, si tau batau patani. Kundol patola, upuat calabaza, atsa camerompa, labanos mustaza. Si buyan at kamatis, bawang adluya, sa peligli at punong alinga. Linga! Kind of? Da, thank you. Felicitări, dragilor. Thank you. Poza de final. Poza de final. Și mai încerc și eu acum. Yes. Thank you so much. Cântecelul ați Hai, dă-ne și imunitatea ca să fim fericiți. Dar vreau să văd legumele. Bă, ce? Bă, legumele, ce? Bă. Unde-s legumele? Stai, că legumele le avem în mașină. Stai așa, venim acum. Sper să mai găsiți mașina. Deși v-ați descurcat foarte bine în această etapă, v-ați descurcat cel mai bine. Pentru că Și fiți atenți ce avem pentru simpatici. Bă, de prima zi alergăm după o imunitate. N-am prins-o noi pe cea mai mare, dar e bună și asta. Da, mă, ne-am bucurat. N-ai cum să nu te bucuri de așa ceva. Joc câștigat, simpaticilor, imunitate bă, câștigată gata, și bă. Ceva dulce din Thank partea mea. Să nu mai cintă. Stai un pic. Bravo, bravo, Sorin, bravo. Ai zis că cheltuim toți banii. Toți banii, pe bere și pe frigărui. Ok. Ți-am zis? Da. Ți-am zis. Tăticu, mă. Trebuie să vă cotați cazare. Ok. O să ne căutăm restul... cazare, sigur. Îmi pare rău. Deci nu suntem la imunitate. Asta știm. Iar restul, mâine. Pe primul loc au ajuns ca întotdeauna cei mai norocoși. Zici. Sorin și Răzvan. Bun, te-ai ajuns pe primul. Sper să fim în partea de sus a clasamentului. Ca să fim retrogradați tot în partea de sus. Da. Și să nu fim una dintre cele trei echipe care o să alerge pentru ultima șansă. Sunt echipe care n-au fost la cursa pentru ultima șansă și nu e urât să zicem că merită să ajungă, dar cumva se simte toată lumea situația de acolo, știi? Am avut impresia că echipele astea care n-au fost la ultima șansă sunt imune, în afară de Ristei, ce? Mă rog, Ada n-a fost la ultima șansă, Speak n-a fost la ultima șansă, dar e imun, băieții n-au fost la ultima șansă, dar tare am impresia că sunt imuni și ei. Abagiu a fost, Veli a fost de două ori, noi am fost odată și Maria și Lea au fost. Cred că ăsta e cel mai rațional, o să vedem. Cea mai rațională metodă de alegere.